vă regăsim din nou după câteva ture de alergări. Ne întoarcem la matematică. Așa. Deci, încă o dată, e limpede că trebuie să facem și o pauză, cu ocazia asta o să... Deja acum o să putem face pauză? Stabilim tot timpul, da. Dar o singură chestie, atenție. Nu aveți voi decât pe trotuar, să nu cumva să alergați să fiu în altă parte, că să nu treacă vă mașină, să facem vreun necaz, da? Deci numai pe trotuar. Atenție multă, nu ne jucăm. Aproape nici nu vin să vă dau drumul, ca să nu cumva să apară vreo surpriză. Nu, nu. Da? Bine. Sperăm. Îndeți confirmare. Îndeți de decretă. Haideți să ne întoarcem la lecții. Deci, atenție copii. 21 s-a scris ca fiind 3 ori 7. Da. 24 ca fiind 3 ori 2 la 3. Da. 62, 2 ori 31. Și atunci, cel mai mic multiplu comun, adică numărul pe care... Da. Cel mai mic număr care se împarte exact... Cu 3. Este... Nu, atenție! Ăla mare pe care îl aștept, cel mai mic dintre toate, se împarte exact și la 21, și la 24, și la 62. Ne uităm, 2 dintre, la 3? Am aici un 2 și 2 la 3. Da. Dintre cei 2, îl iau pe ăla care are exponentul cel mai mare. Da. 2 la 3, deci este 2 la 3. Înmulți cum? Dintre 3, am un 3 aici și mai am undeva vreun 3? Da. Nu. Nu mai pot. Da, mai sunt 3 aici. Da. Și dintre ăștia, 2, fiindcă s-am un 2 la aceeași putere, 1. Primul, 3 la 2. Îl luăm pe 3, o singură dată. Nu luăm la 3 la 2. Păi de unde vezi tu 3 la 2? Că sunt... Ești de două ori? Da. Nu, păi îl luăm dintre cei 2 o singură dată pe cel cu exponentul cel mai înalt. Dar aici amândoi au avut pe 1. Și acum îl luăm și pe 7, nu? Îl luăm și pe 7, sigur și el. Deci și 7 trebuie luat. Și 7, deci mulți cu 7. Și mulți și cu cine încă? Cu 2. Nu, cu 31. Și cu 31. Și cu 31. Deci numărul pe care l-am găsit, număr mare, este ăsta. 2 la 3 care înseamnă cine? 8. 8 ori 3 ori 7 ori 31. Dar acolo după 7 n-ați spus punctul sau le-ați spus doar... Îi pus aici, da? Așa, da. Da, înmulțit. 8 ori 3 ori 7 ori 31. 8 ori 3... 24. 8, da? 8 ori 3, 24. 24 ori 7. 7 ori 4, 28. 7 ori 4, 28. 8 și 2. 7 ori 2, 14. Și cu 2, 16. 16. 168. Și acum 168 trebuie să lămurșim cu 31. Cu 31. 1 ori 8, 8. 1 ori 6, 6. Deci 1 ori 8, 8, 1 ori 6, 6, 1 ori 1, 1, 3 ori 8, 24. Hai să mulțiți și voi, haideți, vă rog. 3 ori 8. Hai să mulțiți și voi pe căițel, da? Da. Deci, scrieți asta, scrieți chestia asta toată. Da, scrieți. Deci, cât este? 2 la 3. 2 la 3, ori 3, ori 7, ori? 31, da? Ce înseamnă că mâncă? Cel mai mic multiplu comun. Scrie și în cuvinte. Deci, cel mai mic multiplu comun, da? Se numește cel mai mic multiplu comun. Și acum zicem, 168 ori 31, da? 1 ori 8, 8, 1 ori 6, 6, 1 ori 1, 1, 3 ori 8, 24, 3 ori 6, 18 și cu 2, 18 cu 2 e 20, 20, 0 și 2, da. 3 ori 1, 3, 3 ori 1, 3 și cu 5. Și cu 2, 5. Iată 8. 0. 0, 2, 5. 5208. Deci 5208 este cel mai mic multiplu comun. Deci numărul după care am umblat noi, cel mai mic cu putință, 5028, se împarte exact și la 21, și la 24 și la 62, ca să știm cât amplificăm pe fiecare din ele. Acolo e 5208, nu... 5208. Ai avut dreptate. 5208. Așa e corect, da? Da. 5208.
Hai să-l împărțiți, vă rog, pe 5208 la 21. Toată lumea. 5208 se împărțim la 21. 5208 împărțit la 21. Prima dată merge de 2 ori. Ca 2 în 5. 2 în 5 merge de 2 ori, că e aproape de 4. Deci vine 2. Și zicem 2 ori 1, 2. 2 ori 2, 4. 2 din 2, 0. 4 din 5, 1. Coborâm pe cealaltă cifră, 0. Ca 2 în 10. De 4 ori. 2 în 10 ar merge de 5 ori, dar de nu merge. De 4 ori, nu, de 4 ori. Din cauza că vine 1 ăsta. Deci da. De 4 ori 4. 4 ori 1, 4. 4 ori 2, 8. 4 din 10, 6. 8 din 1, 8 din 9, 1, nimic. Coborâm pe 8. Și 21 în, ca 2 în 16. 2 ori cât? 8 ori. I-am luat după 1, cât face 8? Așa, ai avut 8 ori 1, 8. 8. 8 ori 2, 16. Și nimic, nimic, nimic. Vă spuneam 248. Deci numitorul, cu cât amplificăm aici? Cu 248. Să vedem la 5 cu cât amplificăm. 5208. 5208. Împărțim la 24. Împărțim la 24. Aici merge de 2. Hai să vedem, Ștefania. Da, am o întrebare. Zic. Trebuie să împărțim la fiecare... Asta e, ca să știm cu cât amplificăm. Da. Că noi am căutat numărul ăsta nebuniți, ca să știm cât amplificăm fiecare în parte. Da. Profu, dar ieri am făcut mai ordonat și știu că nu, puneți mâna așa și ne dădea direct. Da, da, mai târziu muncim acum. Ah, ok. Da? Deci, de 5208 împărțit la 24. Și ne dă 42. Deci 248 îl pune aici, da? 248. Și acum, ca 2 în 5, merge de 2 ori. 2 ori 4, 8. 2 ori 2, 4. Da. Mie mi-a dat 4. Ți-a dat rest? 4 nimic. Restul de 4. 4 nimic. Deci 8 din 12, cât vine? 8 din 12. Da, nu am reușit de la. Nimic, nimic. 4 e 4. 40. O vărăm pe 0. 24 în 40 odată. Da, odată. Vine 24. Da. 4 din 10, 6. 16. 1. O vărăm pe 8. Da. Nu ne 168. Merge de 8 ori, ca și mai sus. Dar ne dă cu S. Păi nu-i bine. Asta ziceam că ne dă cu picurile. Păi ce? Dar la profu. Asta aici, aici am ajuns și eu și ne dă cu găsul. Am greșit undeva. Acolo la înmulțire. 168, 31 am greșit. Hai să vedem. Da, poate exercițiul nu-i bun. Deci, nu. Ori am greșit aici, n-am fost atent. Deci 21 3 ori 7 e bine, 3 ori 7. Da. 24 e 3 ori 8. Da. 8 e 2 la 3, a? E 2 ori 2, 2 de 3 ori. 62 face 2 ori 31? Da. 2 ori 31? Da, da. 2 ori 1, 2. 2 ori 3, 6. Bine. Acum, dintre 2 și 2 la 3, luăm pe 2 la 3. Da. Dintre 3 și 3, că sunt la fel, luăm pe 3. 7 îl luăm, deci 7 izolat, dar trebuie să-l luăm. Și 31 iarăși îl luăm. Pe 2 nu îl luăm, nu? Nu, pe l-am luat de 2 și 2 la 3, am încorporat pe ăsta de aici, da? Acum, 8 ori 3, 24, da? Da, da. 24 ori 7, 7 ori 4, 28. 82 găsim. 7 ori 2, 14. 16. 168. Da. 168 ori cine? Ori 31. Și bine. 1 ori 8, 8, 1 ori 6, 6, 168 e bine. 3 ori 8, 24. 3 ori 6, 18 și cu 2, 20, 0 și 2, 3 ori 1, 3 și cu 2, 5. 8, 10,
1 și cu 1 asta 2 și 5. 5.208. Nu o să poate. Greșim noi aici la împărțirea asta. 5.208 la 24, da? Nu este posibilitatea ca aici să fie greșit? Adică nu! Nu, nici o clipă. A. Deci aici numai noi greșim. Păi, dar acolo n-am greșit la... Păi să vedem. Și mie tot la fel, mai dat și n-am făcut ăla. Hai să vedem grad. 5.208 este. Și împărțit la 24... Merge de două ori. Deci merge de două ori, face 48. Da. Așa. 8 din 12, 4. Bine? Nimic. 40. Merge o dată, 24. 6, 1, da? 16. 168. Împărțit la cât? 44. La 24. Și aici ne-a dat cu greșe și ne-am oprit. Am zis noi de 8 ori? Nu merge 8 ori. De 7 ori. De 7 ori. 7 ori 4, 28. 8 ori 2 reține. 7 ori 2, 14 cu 2, 16. Coabie, deci mi-ai dus în erori. Mi-ai dus în erori. Eram bun. Deci 7 ori 4, 28, 8 și 2. Vedeți, proful, ce înseamnă să nu încercați? Da, păi da, mai. Da, ea m-a păcălit pe asta. Mie mi-a umblat cu șmecherii de asta. O zic că nu merge, îi decoresc la revedere. Deci 7 ori 4, 28, 7 ori 2, 14, 2, 16. Deci merge perfect. 217. Deci amplificăm cu 217. La 7. Hai să împărțim același număr și la 62 trebuie să împarte exact. Da. Da? Deci 205.208 împărțit la 64. 62. 62? 62 este. Uite, da, 62. 520 ar merge. Ca 6 în 52. Ca 6 în 52. Ar merge de 6 ori. 6 ori 6, 3, 6 e prea puțin. 7 ori. 8 ori. 6 ori 8. Noi mulțim cât să ne apropiem de el. Deci 6 ori 6 era prea puțin. 7 ori 6, 42. 8, 6 ori 8, 48. 48 se apropie, da? Da? Deci merge de câte ori de 8 ori. Ce zicem acum? 8 ori 2. 16. 6 și 1 rețin. 6, 48. Și cu 1, 49. 6 din 10, 4. 9 din... Aici mi-a rămas 1, nu? Din 11. 9 din 11, 2. Și nimic. Dacă am făcut-o bine, încă o dată. 6 din 10. M-am împrumutat aici. Da. 6 din 10, 4, e bine. Okay. 9 din 11, 9 din 11, da. 2. Da. Și nimic. Și acum coboară 8. Și zic, ca 6 în 24. 6 ori de 4 ori. De 4 ori. De 4 ori, da. Da? I-am făcut 2 ori cât face ori. Tu te-ai gândit după ultima cifră. 4 ori 2, 8. 4 ori 6, 24. Să îmi face exact. Dar neapărat trebuie să facă exact. Da, deci dacă am fost atenți, împărțirea se face exact. Deci când este 84. Mai rea o dată. Dragilor, deci noi căutăm cel mai mic număr cu putință care să se împarte exact și la 21, și la 24, și la 62. Deci suntem înnebuniți. Și alergăm după numărul acesta care să se împarte exact. Dacă azi, cum să-l descoperi? Vă dați seama la întâmplare așa ca să te gândești, ăsta este? Nu se poate. Ați încercat voi acolo și ați făcut tot felul de manevre, dar nu l-ați găsit, n-a fost cu putință. De aceea trebuie făcut totul ordonat. Și luăm pe primul, pe 21. Să zicem, cât se facă 21? 37. 24. Celalalt numitor, da? Intră la rând, celalalt. 24. Cât ori cât se facă 24? Da. Eu nu vreau înțeles cum le puneți ordinea acolo. Dar nu are importanță. Dar nu are importanță. Doar mulțirea este comutativă. Se pot schimba. Nu, el zice, adică de ce n-ați pus și 2-ul ăla? Eu cred că...
din câte am presupus eu ca să fac exercițiul, îl iau pe cel mai mare care are puterea la început, din, dacă sunt mai mult. Dintre doi, dacă sunt comuni, sunt până la doi, în mai multe, întâlnit în mai multe situații. Da, și după aia, dacă sunt mai multe și sunt la puterea întâia, le iau câte un într-un fel câte o specime din fiecare. Da, exact. Deci, practic, dacă sunt mai multe, până la trei, trei la întâia, trei la a doua, luăm pe trei la a doua, dacă nu a fost aici trei la întâia și trei la întâia, nu are importanță, unul din ei. Și dacă era trei la a doua, trei la întâia și trei la întâia? Luăm trei la a doua. Și nu mai puneam un trei? Nu, nimic. Ah, okay. Deci, ideea este așa, dintre cei comuni, se iau cei cu puterea cea mai mare. Da? Da? Comunii. Dar se iau și necomuni. Da. Se iau și necomuni. Gura la șapte, dacă e singură o dată, dacă e întâlnit undeva o dată, luăm. Dacă 31 a fost întâlnit o singură dată, l-am luat. Da? Okay. Se iau comuni și necomuni. Scrieți în cuvinte. Pentru a descoperi acel număr care să se împarte exact la fiecare numitor, procedăm astfel, două puncte. Adică, luăm fiecare numitor în parte, exact cum am procedat. Luăm fiecare numitor în parte și în paranteză scris 21, 24, 62. Cum a fost în cazul nostru, da? Luăm fiecare numitor în parte și în paranteză scris la cine mă refer. 21, 24, 62. Și îl descompunem. Da? Și îl descompunem în factori primi. Și îl descompunem în factori primi. Exemplu. 21 egal cu 3 ori 7. Adică am scris ca doi, ce două numere mulțite să facă în cazul de față. Dacă erau mai multe, îl descompune în factori primi. Deci 21 egal cu 3 ori 7. Ai scris așa? S-a scris 21 egal cu 3 ori 7. Apoi, 24 egal cu 2, cine? 3 ori 2 la 3. 3 ori 2 la 3. 62. 2 ori 31. 31 se mai poate scrie la rând. Nu, e număr prim 31. Nu are divizor. Da. Deci 31 nu mai poate fi scris ca fiind un produs de alte două numere. 31 așa îngheață. Dacă era 32. Dacă era 32, putea fi văzut, nu? Dacă ar fi fost... dacă a fost 32, puteam spune... 2 ori 4 ori 8. 2 ori 4 ori 8. Nu, sau 2 ori 4 ori 2 la 3. Deci, dacă ar fi fost, cât ai zis tu, 32, 32 ar fi fost 2 ori 4, care face 8. Uh-huh. 8 ori cât? 8 ori 2 ori 2. 2 la 3. Pardon, 2 la 3. Ori 4. Așa. 2 ori 4 ori 4 fac 32. Adică 2 ori 16. Aha. Deci 32 înseamnă 2 ori 16. Sau... E cam mai departe cu 2 ori. 16 la rândul e 2 ori 8. Iar 8 la rândul este 2 ori 2 ori... Un loc de 8 pot să zic 2 la 3-a. Că 8 înseamnă 2 ori 2 ori 2 din 3 ori, nu? Și câți de al de 2 face aici? 2 la 5. Deci, practic, hai te rog să fii atent, da? Deci, 2 la 5 este
de 32. Că 32 copii, 32, este egal cu 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 5 ori. N-aveți decât să mulțiți. 2 ori 2 cât face? 2 ori 2? 4. 4 ori 2, 8. 8 ori 2, 16. 16 ori 2, 32. Da, da. Deci da? Era practic... 2 la 5. Deci este 2 la 5. Deci, dacă ar fi fost 32, l-am fi putut scrie ca 2 la 5. Da. N-a fost să fie, e 31, îngheață așa, și atunci, iată că le-am scris pe fiecare, deci pe fiecare numitor în parte, ca un produs de factori prim. Adică ei nu mai pot fi descompuși. 7 nu mai are nicio altă variantă, cât oricât să fac 7, nu există. Nu? Deci nu, la, mergem asta până când nu se mai poate descompune. Te rog. Mai există și alt model în care puteți rezolva mai rapid cât face 2 la puterea 5, de exemplu? 2 la 5, numai atât trebuie înțeles. Numai singura variantă, 2 la 5 îmi spune, ăsta de spus, sus îmi spune de câte ori înmulțesc pe el, pe 2 prin el însuși. Deci, vreau să vă insist un pic. Cât face 2 la, cât face 3 la 3? Cine îmi spune cât face 3 la 3? La 3-a... 27. Da? Da, 27. Pentru că se zice 3 ori 3 ori 3. 9, 3, 27. Deci ăsta de sus îmi spune de câte ori îl mulțesc pe ăsta de jos. Da. Deci asta, Ștefania. Deci ăla de sus te anunță de câte ori îl scrii pe ăsta de jos. Da? 3 ori 3 ori 3. Și face 3 ori 3 face 9, ori 3 face 27. Cât face, hai să vă mă întreb, cât face 5 la 3-a? 5 la 3-a, scrie din nou. 125. 5 înseamnă 5, ori 5, ori 5. 25, 5. De câte ori? De 3 ori. De 3 ori. Așa îmi spune ăla. Și face 25 ori 5 și de 4 ori cât de 25 face 100 și când odată 25 face 125. Deci este egal cu 125. Bun. Da, probabil cum vă face dacă când, atunci când vor fi, de exemplu, numere mai mari, vor fi 20 la, pardon, 3 la puterea 3 la 20. Face un număr imens. Da, foarte mare. Face. Păi trebuie să mulțești pe 3 dacă ai răbdare și vrei să vezi că îți face valoarea sa, dar de la un loc încolo lumea nu lucrăm, nu mai interesează cât este el, ci lucrăm cu putere. O să vedeți cât de curând o să facem operație cu putere, da? Deci o să ajungem la... Așa. Așa. Deci facem operație cu putere. Dar deocamdată, deocamdată să ținem cont de faptul, haideți, intrați în loc. Vreau să hai, mă. Măi. Ia. Să-l luați de urechi. Bună ziua. Trebuie să-l luați de urechi pe șmecherul ăsta. Hai, nu, nu trebuie de urechi. Hai, lasă-l luați de loc. Aici, în spate. Până când începe mai mult. Umbrela. Umbrela. Ia puțin să spun. Cars. Ai ca să terminăm ideea că nu se poate. Joacă, joacă, dar suntem și serioși așa. Noi știm să facem asta. Spuneam. Cum am zis în definiție? Te rog să, Ștefania, să vorbești despre felul în care găsim noi pe cel mai mic număr care se împarte exact la fiecare. Pentru a descoperi acel număr care să se împartă. Să se împartă exact la același numitor. La toți numitorii. A. Să se împarte exact la toți numitorii. Toți numitorii. Adică la fiecare numitor. La fiecare numitor, da. Da, în parte și îl descompunem în factori prim. Cum a zis, să înțelegi bine?
și îl descompunem în factor 3. Nu, 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 nu. Procedăm astfel. Procedăm astfel. Cum luăm fiecare numitor în parte, 21, 24, 32. Deci luăm fiecare numitor în parte. Luăm fiecare numitor în parte, adică pe cine luăm? Luăm pe 21, pe 24, pe 62 și îl descompunem în factori primi. Da? Adică în numere, cine ori cât, cât ori cât. Bun, 21 este 3 ori 7. 24 e 3 ori 8, dar 8 e 2 la 3, da. 62 înseamnă 2 ori 31. Și acum, prăjim astfel, luăm fiecare și descompunem factori primi, da? În continuare, pentru a descoperi numărul, deci pentru a descoperi numărul, pentru a descoperi numărul, pentru a descoperi numărul, luăm factorii primi comuni la puterea cea mai mare, deci dintre factorii primi comuni, deci care îi găsim comuni, îi luăm la puterea cea mai mare, și îi mulțim și cu cei necomuni. Și îi mulțim și pe cu cei necomuni. Adică pe cei care nu-i mai întâlnim. Se înțelege? Deci dintre cei comuni îi luăm pe cei cu puterea cea mai mare, și îi mulțim și cu cei necomuni. Da? Și îi mulțim și cu cei necomuni. Cum ai scris acolo, Stefania? De la început? Da. Pentru a descoperi numărul, luăm factorii primi. Adică primii ăștia, măi, 3, 7, 3, 3, da. 2, așa? Prim comuni. La comuni, adică vezi 2 și 2 la 3-a. Dintre 2 și 2 la 3-a luăm pe 2 la 3-a, da? Da. La puterea cea mai mare. La puterea cea mai mare și îi înmulțim. Și cu cei? Și cu cei necomuni. Necomuni. Cum ar fi? 7, 31, da? 7 și 31 nu mai sunt comuni. Ei, i-am luat și pe 7 și pe 31. Deci și comuni și necomuni. Dar dintre cei comuni îi luăm pe cei cu puterea cea mai mare. Asta este lucru esențial. Trebuie să ținem minte chestia asta. Comun și necomun. Și acum, se împarte numărul găsit, pentru a ști cu cât amplificăm, se împarte numărul găsit la fiecare din cei trei numitori. Dar noi trei, dacă sunt șapte numitori la fiecare parte. Și se amplifică. Da? De observat ce? Împărțirea trebuie să facă exact. Dacă nu se face exact, Noemi, înseamnă că am greșit noi la împărțire. Ceva nu e clar. Da? Deci asta trebuie să-ți spun. Este o chestie formidabilă. Nu se face, descoperirea acestui număr nu se face la întâmplare. Nu. Ce v-am spus? Că e atât de importantă lecția de astăzi, încât copiii toți, de începând de la clasa a 4-a, la 5-a se fac aceste lucruri, dar eu am coborât cu voi mai jos, până la 12-a pot urmări lecția noastră și pot să învețe foarte bine, să le fie clar în minte chestia asta, pentru că așa se va face tot timpul de aici încolo. Nu înseamnă că e o lecție pe care am făcut-o acum și o putem uita. Trebuie să țineți toată viața minte ceea ce v-am spus astăzi. La operații cu numere fracții, cu fracții, ca să adunăm sau să scădem, asta e treaba cea mai tare. Găsirea celui mai mic număr care să fie deștept, așa de deștept numărul ăsta, încât să se împarte exact și la 21, și la 24, și la 62. Dacă sunt alte numere, sigur, la alte numere vom avea. Și în felul ăsta, găsesc cu cât amplific aici, cu cât amplific în partea asta, câtul împărțirii. Și acum voi spune egal mai departe cum. Iată, 248 ori 1 face 248. 248. Dar punem numitorul ăsta care l-am găsit acum. Pe cine îl punem? Pe 5208, da? E comun tuturor fraților. 5208. Iar la numărător este 248 minus 5 ori 7 cât face? 5 ori 7
35, 5 și 3, 5 ori 1, 5 cu 3, 8, și 5 ori 2, 10. Plus 7 ori 4, 28, 8 și 2, 7 ori 8, 56, 56 cu 2? Da. 58. Da? 58. Și iată că în final, rezultatul de aici, cât va fi în final? 8 minus 1 de 0. Ce facem? Știm să facem o situație asta, nu ne sperie. Deci 5200.